Oameni buni, am reîntors la Secretele Brașovului și după ce l-am avut în studio pe Moș Crăciun, o să continuăm într-o arie, haideți să spunem, de sărbătoare, pentru că suntem în preajma sărbătorilor și o să vorbim tot despre artă și despre cultură. Și o salut și cu mare drag pe doamna Victoria Țăroi alături de mine astăzi la Secretele Brașovului. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Așa cum spuneam, e vorba de artă, e vorba de cultură. Dumneavoastră sunteți artist plastic și totodată președintele Asociației Arte Sentia, dacă nu mă înșel. Da. Și mi-ați arătat, trebuie să dăm din casă, că așa e la Secretele Brașovului, mi-ați arătat niște fotografii de unde, din, haideți să spunem, laboratorul dumneavoastră, așa îmi place să zic, deși e cu totul altă, că e o expoziție de artă practic acolo. Și o să vă rog să ne povestiți despre asta și despre ce faceți dumneavoastră acum în preajma sărbătorilor acolo. Noi avem un atelier, de fapt e un spațiu alternativ. Prietenii noștri au numit locul Căsuța Albastră și Galeria Albastră. Există la parterul casei o galerie de artă, dar când sunt evenimente de artă, toată casa este cuprinsă de acest lucru. Expoziția, de fapt, nu se limitează numai jos la parter, urcă și sus pe scări, la mansardă. Și în preajma Crăciunului, bineînțeles că expoziția noastră se leagă de Crăciun. Și vom sărbători cu prietenii acest lucru, ne vom juca, am zis, anul ăsta, pentru că tema expoziției este jucării și toți au fost invitați să țină cont de temă și să aducă și de acasă jucării pe care le vom așeza în zona de expunere. Sper să fie o bucurie pentru fiecare. De fapt, asta ne dorim, să ne strângem în jurul bradului și să fim apropiați, să fie toți amicii și toți membrii asociației și să ne petrecem un Crăciun al nostru de suflet în spațiu care ne place, că de fapt, dacă vorbim de artă vizuală, ăsta e locul unde ne simțim bine. Într-o expoziție. Bine, acum pentru cei care din lumea artei, cu siguranță că lumea vă cunoaște, dar spun asta pentru ceilalți care poate nu cunosc acest fapt, dumneavoastră faceți artă și proveniți dintr-o familie de artiști, din câte cunosc eu și din timp, țineți foarte mult la lucru și la aspectul ăsta și se vede, adică chiar din fotografiile pe care mi le-ați arătat, n-am văzut nimic la întâmplare acolo, începând de la pereți, uși și alte lucruri pe care le-ați recuperat într-un fel sau altul din mormane și le-ați reușit să le redați până la urmă într-o formă artei, unde altundeva decât în Șchei Brașovului, pentru că... Da, căsuța este una veche de acolo, din Șchei. Inițial a fost din lemn, pereții... Cadru, să zicem, exterior casei, un U, este din lemn, căptușit cu cărămidă. Asta am văzut când l-am reparat acoperișul. Deci am avut o surpriză să ne dăm seama că e o casă foarte veche și am ținut foarte mult să nu umblăm la absolut nimic din ceea ce i-ar fi adus cumva un prejudiciu. În momentul în care am decopertat vechile zugrăvele, am găsit tavanurile pictate, deci tot în ambele camere de la parter, tavanul era pictat. A fost o perioadă în care în oraș au venit din Italia foarte mulți meseriași, artiști, pictând casele din oraș. Iar dincolo de ziduri, unde nu era voie să se ridice casele cu etaj, cu așa cum era în oraș, măcar negustorii și-au putut permite, așa, la un simplu nivel, să se
bucure și ei de cei care pictau în oraș și să aibă acasă frumusețea. Omul întotdeauna a căutat frumosul. Și când și-a putut permite, chiar s-a bucurat și s-a înfructat din lucrul ăsta. Și atunci ne-am bucurat și noi că e un amănunt frumos despre șcheii Brașovului. Și am ținut să-l păstrăm așa cât s-a putut decoperta și cum am reușit să-l gospodărim. Eu sunt, de fapt, restaurator. Am făcut această specializare la Timișoara, în cadrul Facultății de Arte Vizuale de acolo. Deci am știut cum să păstrez și să conserv ce am găsit. Și se vede. Da. Totodată, în afară de acest Crăciun la Căsuța Albastră, cum îi spuneți dumneavoastră, foarte frumos, și prietenii, vorbim și de expoziția Animae Regina Maria deschisă la Casa Junilor, într-o anume interpretare. Da. A fost o idee veche, o idee pe care o avem de câțiva ani buni și despre care tot discutăm. Este o idee a soțului meu. Am fost la un moment dat cu niște prieteni să vizităm Tezaurul României și acolo am descoperit caseta în care a stat inima reginei. Vorbesc de caseta exterioară, care de fapt a fost un omagiu adus reginei de cele care au primit-o, femeile românce. O casetă specială, foarte frumos ornamentată, cu pietre prețioase, mă rog. Foarte frumoasă. Am admirat-o. Alături de ea era coroana. Și soțului meu i-au dat lacrimile. Deci a mai avut această reacție la Nămăiești când am intrat în biserică, fără să știm că, de fapt, acolo este o icoană specială. Deci, cumva, poate și asocierea asta, icoană și Regina Maria, e poate mult spus, dar e un lucru care a impresionat. Și din momentul acela el a zis, eu vreau să fac o expoziție în care să vorbesc despre asta, despre inima reginei, pe care, bineînțeles, că n-am găsit-o acolo și nici nu era cazul să o găsim acolo. Apoi am studiat și am cercetat și ne-am documentat și am văzut că, de fapt, cu inima reginei s-a petrecut o întreagă odisee. Deci ea s-a dorit a fi pusă acolo în Balcic, unde a fost sufletul ei, sufletul reginei, și-a construit locșorul ei cel mai intim și mai frumos, înconjurată de flori, de crini, și a construit capela Stella Maris special ca acolo să-și depună inima, să-i rămână sufletelul acolo. E, în momentul în care zona aceea s-a pierdut după război, inima a fost readusă în țară și păstrată într-un loc special, într-o criptă, în Bran, alături de castel, undeva în stâncă. La un moment dat, acea criptă a fost desfăcută. De ce? Nu se știe. Așa s-a hotărât. Și cutiile în care a fost depozitată inima, prima fiind una din argint octogonală, în care chiar era inima dânsei, acea cutie și cealaltă despre care v-am vorbit că era în tezaur au avut o valoare pentru statul nostru. Inima nu. Deci ea a rămas într-un depozit, într-o cutie de pantofi, după aceea într-una de plastic și a stat acolo ani de zile. Nu a fost nici măcar inventariată. Nu a fost inventariată, numai cutiile au avut valoare. Deci acelea s-au păstrat și s-au expus.
Și chiar după Revoluție a fost mult timp până când inima a ajuns la pelișor, în camera în care a și murit regina. Este ciudat ce s-a întâmplat și nu-și merita soarta, pentru că însemnătatea reginei Maria pentru țara noastră este de nedescris. Este imensă. Fără de regina Maria nu eram ceea ce suntem acum, nu eram o țară întreagă și asta se știe. Știți, acum când îmi povesteați, mărturisesc că nu am știut povestea aceasta și da, e într-adevăr înfricoșătoare cumva. Și mă gândeam că până la urmă, deși e foarte mult de condamnat în tot ceea ce s-a întâmplat, ține pasul societății de astăzi, în care carcasa este mai valoroasă decât interior și în care hainele sunt mai importante decât ce simți și în care etică. Într-adevăr. Da. Da, e într-adevăr de condamnat fără doar și poate, dar e în spiritul a ceea ce trăim, poate nu dumneavoastră sau poate nu mulți alți artiști, dar poporul în general. Din nefericire aș putea să spun asta. Eu chiar pot să vă spun că noi trăim acest lucru mai cu apăsare, pentru că, în general, cultura și arta vizuală, în special, nu-și mai găsesc locul așa cum s-ar cuveni. Nu mai există și nu mai mângâie văzul, auzul, sufletul oamenilor așa cum ar trebui. Nu mai însămânțează cu frumos viața fiecăruia. Și fără de asta nu suntem întregi. Nu suntem oameni de-a dreptul. Cultura poporului trebuie să existe. Fără de ea nu suntem o națiune. Și atunci, în cultură, arta vizuală e așa un pic mai la coada calului, cenușăreasa, pentru că statul nu este interesat de a investi în această zonă. Dacă uneori scriitorii mai primesc un ban pentru că publică o carte, un ajutor de la minister, artiștii nu primesc, artiștii vizuali. Nici pentru o expoziție, nici pentru, poate pentru câteva proiecte care se mai desfășoară prin AFCN sau am avut și noi asemenea proiecte, am avut două proiecte pe care le-am desfășurat cu ajutorul AFCN, dar este atât de obositor și atât de lungă este calea până acolo și sunt atât de mulți oameni care au idei și care ar putea să facă chiar voluntariat pentru artă, numai că e nevoie să și supraviețuiască. Exact. Da, poate o veni și rândul la un moment dat, să sperăm că asta este poate singurul lucru pe care putem să-l facem. Haideți să încercăm să mergem într-o zonă de sărbători și într-o zonă de Crăciun și v-aș întreba cum ați trăit dumneavoastră, nu știu, de copil, într-o familie de artiști, Crăciun. Cum, ce vă aduceți aminte din perioada în care, nu știu, erați copil și ce v-a uimit, ce v-a făcut să trăiți, poate, sărbătorile într-un fel mai aparte? Familia de artiști este acum, în momentul de față, pentru că eu și soțul meu suntem artiști vizuali, copiii noștri la fel. Părinții nu au fost artiști vizuali, dar au știut să se adune. Deci familia noastră era foarte numeroasă. Mama mea provenea dintr-o familie în care erau 4 frați, iar tatăl dintr-o familie cu 5 frați. Și atunci, de aici încolo, lucrurile s-au lărgit, au apărut nepoți, au apărut... Na. Și toată lumea venea la noi. La noi fiind casa bunicilor și li se părea normal ca de fiecare sărbătoare întreaga familie să se adune. Și atunci se făcea un loc mare unde se pună mese și
Nu știu, era o atmosferă foarte frumoasă, caldă, lumea era veselă, se cânta. Bradu era ținut într-o cameră la rece, asta mi-aduc aminte, în care intram așa uimită și când îl vedeam eram în culmea emoției și simt și acum în năr mirosul ăla puternic de brad și de portocale. Pentru că pe vremea aceea era un lux să ai portocale și măcar de Crăciun. Exact. Omul își mai păstra acolo. Și asta simt când mă gândesc la Crăciun, toată calea asta olfactivă, în primul rând, mirosul și după aceea imaginea bradului la care contribuiam, făceam tot felul de lănțișoare, de ornamente, de coșulețe în care să fie puse diverse bomboane. Era cu lumânărele, bradul era frumos. V-am întrebat, știți de ce? Pentru că și eu țin minte cum împodobeam bradul și țin minte că ca și copil făceam tot, de la acele lănțișoare despre care le povesteați eu, neavând inclinații clar către artă, în mod cert, dar mă chinuiam așa cum puteam, din hârtie colorată, făceam lănțișoare pe care le puneam sub formă de beteală pe brad, împătuream ciocolata de casă care se făcea o dată pe an și aveam staniol, nu știm de pe unde, adusă din Germania cu sacrificii și așa mai departe. Și tot acel, până la urmă, toată acea, dacă vreți, generare de energie în jurul bradului, până la urmă, aia era cea care conta, cel puțin pentru mine. De-aia pregătirea, v-am întrebat, pregătirea, aia conta, nu neapărat, exact cum spuneați, portocalea pe care le găseai sub brad, multe cadouri nu prea erau, că nu existau. Nu. Dacă primeai o jucărie, erai în culmea extazului. Exact. Era maximum ce se putea, dar esența era tocmai asta, pregătirea, faptul că se strângea toată familia, faptul că veneau acolo, erai cu părinți, cu bunici, cu copii, cu ce erau nepoți și tot ceea ce se întâmpla acolo. Evident, cozonacul era nelipsit, cel puțin țin minte acolo, cozonacul sarmalele, asta le țin minte, dar s-a trecut cumva, ca aș face o paralelă apropo de ceea ce povesteați și de partea de cultură și de partea de artă, și pentru că s-a trecut din zona aceasta de a crea frumos și de a crea artă în zona de a consuma chici. Sau cel puțin asta e părerea mea. Da. Da. Pentru că generațiile părinților noștri au fost pregătite într-o altă lume. O lume în care conta să fii bine îmbrăcat, să fii bine manierat, să știi să spui un bună ziua cu zâmbetul pe buze, să fii calm, să relaționezi cu oamenii, să te bucuri împreună și să împarți ceea ce ai. Acum mai puțin sunt importante aceste lucruri. Și poate și asta pregătea un Crăciun frumos. Faptul că trebuia să te bucuri împreună, împreună cu familia, împreună cu prietenii, să construiești împreună și pregătirile chiar culinare erau făcute la fiecare sau se pregătea dinainte, veneau și împărțea fiecare sarcina care o avea. Dar era atmosfera care se crea pentru că totul era împărțit. Toată bucuria, toată munca, toate satisfacțiile, toate poveștile erau spuse și împărțite și trăite de fiecare și atunci comunitatea aia mică se simțea bine, se simțea la ea acasă. Acum, practic, goana este după bani, care banii cumpără sau încearcă, de fapt nu-i cumpără, dar încearcă să cumpere tot ceea ce ne lipsește, de fapt, sau ceea ce nu mai avem. Adică nu mai, apropo de ce spuneați, unul spărgea nucile, unul toca nuca, unul dădea cârnații, țin minte, prin mațul respectiv, unul înțepa cu acu, unul exista o diviziune a muncii. Acum goana e după bani, care bani cumpără cârnații, cumpără nuca, cumpără întreg cozonacul, dar nu mai seamănă și nu mai e la fel și nu mai e, oricum se compară.
Nu. În punctul ăsta de S-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva cu timpul nostru. Poate că voit, poate că nu, dar am ajuns la o goană din care nu putem ieși, un stres continuu, o agitație, fără niciun rezultat, de fapt. Exact. Și din cauza acestei mișcări continue, nu mai avem acel timp, acea organizare. Deci nu mai putem să ne întâlnim suficient de des, nu mai putem să știm unii de alții, nu mai avem timpul necesar pentru a pregăti ceva împreună. Totul e pe fugă, totul este, nu știu, își pierde din calitate. Pentru că orice lucru pe care îl faci în goană nu mai are calitatea necesară. Mă gândesc, de exemplu, la străbunicul meu care era tâmplar. Era o rușine să faci un lucru care să nu dăinuie dincolo de tine. Păi acum nu se mai face așa ceva. Nu mai ai această conștiință față de obiectul pe care îl faci. Nu mai ai această bucurie, satisfacție, ca atunci când ai terminat ceva, să știi că cel de lângă tine se va bucura ani mulți, poate toată viața sau poate și copiilor se vor bucura de acel obiect, de acel lucru, de acea casă, de nu știu. Și asta însemna un echilibru, însemna o valoare pe care o dădeai tu obiectului și ceilalți la fel. Era o valoare a muncii tale. Și n-a primit, că și cel care primea o primea și era conștient de valoarea respectivă și de, da, până la urmă. Ori, acum, din lipsă de timp, totul este fușerit. Asta cred că e cuvântul cel mai bun. Să fie, am bifat și asta, am făcut și asta. Să fie cât mai ieftin și să țină exact măcar cât termenul de garanție care e scris pe etichetă. Exact, ceva. Exact. Asta ar trebui. Deci poate ar trebui să, da, ne întoarcem un pic către valoare, să gândim că lucrurile pe care le facem, suntem niște oameni civilizați și vrem ca și de la civilizația noastră actuală, să contemporană, să rămână ceva. Pentru că, eu nu știu, chiar mi-am pus întrebarea asta. Câte lucruri vor rămâne să dovedească inteligența, tehnologia? Mai nimic. Rezistența în timp are piatra, ceramica, sticla. Da. Știu că, apropo de asta, pe lângă ceea ce faceți, știu că la Casa Junior sunt și cursuri de pictură, sculptură și așa mai departe. Și asta, până la urmă, dăinuie, dar dăinuie prin altcineva care să presupunem că o să preia măcar și da, o să ducă e foarte, mai departe. De fapt, e foarte important. Asociația noastră culturală, Artesentia, asta și-a propus, pentru asta ne-am înființat, să păstrăm patrimoniul și fie că vorbim de cel mobil, fie că vorbim de cel imobil, și să punem acolo în sufletul oamenilor sămânța care trebuie. Ea trebuie să rodească. Este imposibil să nu rodească. Dacă tu pui pasiune în ceea ce faci și transmiți și celorlalți, măcar așa, nu știu, a mia parte din ceea ce simți tu, dacă ei percep acest lucru, atunci n-ai trăit degeaba. Pentru că ai deschis calea spre cunoaștere unor oameni și spre anumite emoții și sensibilități. Nu suntem niște roboți, suntem niște oameni și avem nevoie de artă. Nu putem trăi altfel. Doamna Victoria Țăroi, vă mulțumesc pentru prezența la Secretele Brașovului. Să încheiem în această idee pe care ați spus-o, că suntem oameni și avem nevoie de artă și de frumos, pentru că e în preajma sărbătorilor și de aceea vă doresc și dumneavoastră sărbători fericite să aveți. Mulțumim. La fel. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secretele Brașovului. Sărbători fericite tuturor și ne revedem cu drag după. La revedere!